Anul 2006, de când Asociația Generală Roland Părlogeanu a căpătat caracter juridic, activitatea acesteia este repartizată pe 6 sectoare care acoperă toate preocupările pensionarilor militari. Luna noiembrie și decembrie, aceste două luni sunt marcate de activități intense în cadrul asociației noastre, activități ce se referă în principal la întocmirea documentelor de plan pentru anul 2014. Încă din anii 2006, când asociația a căpătat caracter juridic, noi am repartizat munca în cadrul asociației pe 6 sectoare, care în linii mari acoperă întreaga noastră activitate. De ce ne ia 2 luni pentru a discuta documentele de plan? Pentru că cele 6 compartimente întocmesc un proiect de plan de activitate, iar în fiecare miercuri, 6 miercuri consecutive, noi discutăm în cadrul Consiliului Director câte un singur proiect al unui singur compartiment și îl completăm funcție de posibilitățile materiale și financiare ale asociației. Noi nu ne permitem să trecem activități pe care nu le putem susține material și financiar, întrucât este ușor să treci pe o pagină o activitate, iar la final de an, odată cu adunarea generală anuală, să spui țărână în cap că n-ai putut să faci. Mai bine le judecăm 2 luni, vedem ce putem face și atunci o trecem activitatea sau nu o trecem. De asemenea, odată cu planul cu principalele activități pentru anul 2014, noi întocmim și bugetul de venituri și cheltuieli. Acest buget este întocmit în conformitate cu posibilitățile noastre. Acest buget este documentul care acoperă material și financiar activitățile din planul cu principalele activități. Sigur că sunt și activități care nu au nimic în comun cu partea materială sau financiară. Vă dau un exemplu, spre exemplu, propunerile pentru avansări sau decorații pentru cadrele militare în rezervă și retragere, care de fapt nu solicită fonduri materiale, sau prezentarea de materiale dedicate în special actelor istorice, militare, culturale, științifice, ori de altă natură, care de fapt nu incubă decât o muncă a colaboratorilor noștri pentru a prezenta ceea ce eu vă spuneam. Sigur, ca document de lucru, planul cu principalele activități poate fi corectat ori de câte ori în timpul anului cu aprobarea adunării generale la propunerea membrilor Consiliului Director. Să sperăm că anul 2014 va fi un an bun și pentru Asociația Cadrelor Militare în rezervă și retragere, general Roland Părlogeanu. Asociația poartă numele celui mai reprezentativ comandant al garnizoanei din Megidia și are în evidență 170 de membri, pensionari militari din toate structurile statului român. Principalele activități ale Asociației General Roland Părlogeanu sunt organizatorice și de planificare. Membrii au și activități în parteneriat cu administrația locală, cum ar fi participarea în Comisia Locală pentru refacerea Monumentului Eroilor din municipiul Megidia și amenajarea cimitirului militar, participă la ceremonialurile organizate în garnizoană cu ocazia Zilei Eroilor, Ziua Armatei, Zilei Naționale, activități culturale recreative, activități de personal, precum și propuneri de înaintare în grad a membrilor săi. Asociația acordă ajutoare bănești nerambursabile membrilor săi în situații de spitalizare de lungă durată sau operații chirurgicale, deces, de Paști și de Crăciun pentru membrii cu pensie mai mică decât salariul minim pe economie.